Bine. Păi da. Vedem. Te rog. Marinescu, eu cred că și plânge. Mierlă! Plângi? Ce faci? Te-ai așezat pe scară? Stai ca o mierlă pe scară? Nu! Nu, că merele stau mai sus, uite, aici stau. Tot aceeași chestie! Noi aici aici stați, aici voi! Stați, aici vă place să patru labe, urcăm în patru labe! Aici stați voi! Cine e cățeluș în casa asta? Aici stați voi, în popoțonatelor! Și mine și mai dai și niște grani! În momentul de față tot acolo stai! Aici, Alexandra, cu o scară mai jos, e Nadia, se iau în brațe și se pupă, așa! Și ți-e ciudat că tu nu ai cu cine să te apuci. Și Adriana stă aici, știi? Uite aici stă Adriana. Uite. Radu. Dai, mă bucur că ești măcar atent la noi. Da, așa, veniți. Ești mai atent la noi Alin. Decât la iubita ta. Uite, așa e, vezi? Uite. Alin, vino și tu. Alin, veniți mă să fii și noi. Ia-o ia pe Nadia, mă, în loc să le-a băgat gică sumăna. Ia-o ia pe Nadia, mă. Victor, vino și tu, mă, vino și tu, mă. Ia-o, pe Nadia, că cu Nadia faci caz. Ia-o. Cu Nadia și cu Adriana faci tu casă, Alexandru, bravo! Ce tu stai aici? Să nu le iei pe Codruz, Doamne ferește, ia-o pe Nadia și pe Adriana. Bă, tu cu cine ții? Nu-ți lua iubitul, Doamne ferește. E bine? Nu, 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 e bine. E bine, Marinescu? Nu-ți lua iubitul, stai acolo cu Nadia și cu Adriana, că cu ele faci casă. Marinescu, e bine? Da, 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 și după aia ne mutăm aici în spate, știi ce zic? E bine, nu? Da. Te-am făcut fericit, nu? Da, da, da. Ambițiile muriți de foame. Cu ambițiile. Ușor, Adriana, Adriana, ușor, că eu știu că ești plântuță, te-au luat șalele, mâncați aici gura. Ce ai zis, mă? Eu știu, eu ți-am zis că ești plântuță și te-au luat șalele iar, că am văzut când te-ai ridicat, te-ai ridicat cu greu. Oh. Ala, că tu e... nu vezi că am pus-o pe mine, îmi pierde șala. Mă, și eu. Adriana, auzi? Da, Adriana, zi. Adriana, te pui ochelari, da, du-te, mă, și dai ochelari, că asta nu mai vede. Zi, Adriana. Marinescu, dacă Adriana este plântuță, cum spui tu, tu ești cățeluș, că urcai mai devreme pe scări în patru labe. Da, Adriana, așa e dreptate. Hai, mă, în casă, aici. Iar încerci, auzi, mă, Marinescu, iar încerci să mă înjosești? Hai, mă, iar încerci? Face și noi, Caterica, mai repede. Deci, crede-mă, că nu mă doare nici în... de ceea ce faci tu acum. Bine, bravo. Din contră, mă bucură. Ok, bine. Îți mulțumesc. Hai, că asta a fost toată intervenția mea, altceva nu mai vreau. Asta hai lângă fost... Păi oricum știu că de la vreme nu mai ești capabil să faci absolut nimic, vei cu aceleași lucruri, adică nu știu cum să zic. Nu e adevărat. Ba da, este foarte adevărat. De ce spui asta? Stai că am pierdut memoria. Auzi, dar sunteți voi ce mai inventiv. Nu-ți mai ai memorie, nu-ți mai aduce aminte lucruri, nu-ți mai aduce aminte nimic din ceea ce faci. Da, adevărat. Bă, plus de asta nu știi să mai vorbești. Mamă, ce? Vorbești doar cu aceleași cuvinte. Mamă, nu merge. Pare rău, Marinescu, te-ai dus, ai obosit. Adriana. Merge la Adriana, dacă nu îți merge deloc bine, degeaba vii aici în casă să spui că îți merge bine când tu știi destul de bine că nu e așa. Îmi pare rău. Am tot ceea ce îmi doresc. Adriana, știa Adriana cu ce să te atace, știa că iei foc la chestia asta. Da, crede-mă, crede-mă că în momentul de față, în momentul de față, chiar m-a bucurat lucrurile pe care m-a făcut mare. Chiar m-a bucurat. Eu de ce să... Mulțumesc! Pentru că ce-ai făcut tu? Deci eu tragi femeia de păr, bă! Tragi-o de păr! Așa se face aici. Bună ziua. Bună ziua. Bruna. Ce faceți, măi? Îl băteam pe Codruz. Plutim în dragoste, domnișoară Cristina. Dragostea plutește în aer aici. Cam puțin aici în casă. Hai. La fel și dragostea, hai, nu prea, nu. Am venit dată, nu ne-am crezut nici partea. Tu și Alexandra, de ce v-ați certat astăzi? Da, eu mai știu. Nu mai știi. Radu. Nici nu mă mai interesează, sincer. Pe mine niciodată, stai liniștit. Ce aveți, măi? Nimic. Nimic, eu știu. Nu, eu știu, domnul Șarc, sunt în aceeași discuție mereu. De asta spuneai tu că dragostea plutește în aer? Aveți da. Probleme? Tehnice. Tehnice. Păi și cum le rezolvăm? Cu un scurt circuit. Nu se mai rezolvă. Da, noi avem soluții pentru orice. Nu, nu mai vrei. Gata. Păi ce vrei? Ce trebuie să mai rezolv? Ecuația de gradul 5. Nu am. N-am făcut matematică. De la Radu pleacă tot. Că vrea ea. Adevărat. Ea vrea. Să plece. Când de fapt cum stau lucrurile? Ia zi tu. Domnișoara Cristina, dar eu am zis mereu că toți au încercat de foarte multe ori să se bage în relația noastră. În loc să eu personal sunt mândru că n-a reușit nimeni să-mi o dezbine, doar eu și ea,
Și ea mereu, ba să bagă la, ba să bagă la, lasă-l, Doamne, iartă-mă să vorbească ce vrea el. Contează ce cred eu și ce crezi tu. Da, în jurul Cristina, diferența este că în momentul în care se băgau ceilalți, el era cu mine și mă susținea pe mine. În momentul în care se bagă Radu, îți stai craca Alexandru de sub picioare. Așa face. Așa. Dar noi am tăiat-o deloc. Așa a zis el. El. A zis că te stinge. Nu, a zis că îmi taie craca. Inițial a zis că mă stinge, după care a zis că îmi taie craca. Vrei să vezi ce cum mă taie craca? Ție craca? Asta este diferența. În momentul în care băgau ceilalți intri, el era aproape de mine. În momentul în care Radu vorbește prost și nu se controlează și habar nu are despre ce vorbește, el nu ține cu mine, el ține tot cu Radu. N-am asta zis. Este diferența. Dar n-am zis că stai. Dar stai liniștit, stai liniștit că te te ții te cu el de mână și te duci cu el. Ce înseamnă, măi, te sting? Nu mă știu. Așa zis. Adică scoate televizorul din boxa din priză. Da. Ba da, mă, cum am mai făcut. A, da, am zis, domnișoara Cristina, am zis că o sting. O, gen, o sting, nu cu, cu stingătorul. Ia, fii atent. Cu televizorul din priză, hai, nu că-i taie craca. Hai, mă, avem 2 ani și eu am înțeles destul de bine la ce te-ai referit. La asta m-a referit, da, din cauza vorbelor pe care le scoate pe gură într-una. Cu, să bagă că influențare, că toate prostiile astea în fiecare zi. Hai să facem conexiunea și cu casa băieților. Ce o sting? O sting din priză. Te sting, am zis. Te scot din priză. Bună ziua, da, băieți! Sting, bună ziua! Fete! Scot televizor! Vă salut pe toți! Radule, ce ești așa vesel? Dar de ce aș fi trist, domnișoara Cristina? Păi râdea de nu mai putea până acum când vorbea Codruț cu Alexandra. Nu, am văzut doar că se calma, că se calmase și vorbea normal. Cât era pe conexiune, nu puteam să vorbim cu ea. Că nu? Nu mai oprea nici Dumnezeu. Dar acum a putut și ea să vorbească ca lumea. Dar ce încep eu iar să vorbesc, gata. Ce are de așa supărată Alexandra? Știi? Ce are de așa supărată? Alexandra are impresia că eu mă bag în relația ei și că Codruț ascultă de mine, e influențat de mine. Dar niciodată nu s-a pus problema de așa ceva. Și niciodată nu m-am băgat în relația lor să-i despart. Doar mi-am spus punctul de vedere. Când am considerat eu că a greșit femeia, am spus punctul de vedere. Când am considerat că are dreptate, i-am dat dreptate. Dar ea vine și inventează niște prostii pe care nu știu dacă le crede nici măcar ea. Dar dacă tu vezi că pe ea o deranjează, de ce mai intervii? Păi, domnișoara Cristina, ce o deranjează? Dacă el este de umplutură, domnișoara Cristina, el este o umplutură în casa asta, normal că intervine. Intervine dacă nu vorbește nimeni în casă, vorbește Radu. Asta este el, o umplutură în casă. Nu vreau să aduc în discuție alte persoane. Ești o umplutură, mă, ar trebui să ieși afară să vezi treaba ta. Nu mă face să alte persoane că sunt umplutură, că multe esteți umpluturi în casa asta. Hai că da, noi suntem umpluturi. Uite-te la mare, uite-te la televizor, să vezi care este umplutură în casa asta. Nu uita că te milogeai de cadrul ăsta, că nu te băga nimeni în seamă. Stai cu minte acolo. Cu ce? Sunt umplutură, că nu-mi fac relații când vrei tu. N-am eu chef să-mi fac. Care-i problema? Nu simt eu să-mi fac relații așa doar de emisiune. Care-i problema? Tu ești aici. Da, pe asta ziceam că ești doar o umplutură. Asta ziceam. Vezi măsuri de relația ta și când greșești, nu încerca să găsești parții vinovați. Adevărat. Zi-mă cu ce am greșit. Zic cu ce am greșit. Cu ce? Zic cu ce am greșit, da. Vrei să-ți readuc iar în discuție? Da, vreau să-mi aduc aminte cu ce am greșit. Aia, da, aia ai greșit. Care e? E greșeala asta. Cu ce? Că i-ai dat dreptate când nu trebuia să-i dai. Eu dau dreptate în momentul în care trebuia doar să vorbești atunci. Înțeles? Ai vrut doar să vorbești. Ai înțeles ce am zis eu? Dacă tu nu ești capabil să faci diferența între a da dreptate unei persoane, bă, dar singura capabilă când... În tot ceea ce face nu este problema. Singura capabilă când te ceri tu ești doar tu. Așa ai tu impresia. Auzi? În rest nimeni nu e capabil când se ceartă cu tine. Știi ce te sfătuiesc eu, Radu? Ia zi. Să vorbești doar când tac ceilalți, că tu doar atât ai făcut în casa asta. Ai vorbit doar când tăceau ceilalți. Eu văd că am vorbit. Ai fost pe post de umplutură. Cam toată ziua, nu știu cum să zic asta. Și au vorbit și au vorbit că și alții. Lasă că n-ai vorbit. Ba am vorbit. Ba nu. Auzi, Radule, când te văleai pe jos și spuneai că dacă am momente când sunt, bă, dacă am momente când nu mă simt bine și nu vreau să vorbesc. Păi nu te simți bine pentru că nu ți se dă cadru și plângi. Motiv, Alexandra, e indiferent de motiv. Bă, dar care e problema ta? Îți fur cadru? Ai și tu o bucățică, vezi că ești pe stânga acum. Nu, problema nu este că îmi fur cadru. Problema mea este că ești doar de umplutură aici. Îți aducem ție un televizor dacă vrei, ca să nu mai fie umplutură și stai cu pe ăla toată ziua și stau aici. Îți trebuia o cameră separată pentru tine. Dacă ce chestie este? Pentru tine, pentru că ești la care plângeai. Ce chestie este umplutură? Îmi dai și mie un exemplu? Poftim? La ce chestie este? Când tăceau toți, tu erai singurul care vorbea. La ce? Când tăceau toți, tu erai singurul care vorbea. Asta înseamnă umplutură. Asta înseamnă că ești umplutură, da. Tu vorbești? Eu? Când toate tăceau, tu ce faci? Hai de cap! Ce faci? Stai cu minte, mă, acolo. Nu mă dai exemplu dacă faci același lucru. Stai cu minte. Și lasă-mă pe mine, chiar dacă sunt umplutură, bă, măcar vorbesc, care e problema ta? Când am chef să vorbesc, vorbesc și vorbesc toată ziua, dar chiar dacă te deranjează sau nu. Când n-am chef și am o stare proastă, nu vorbesc. Auzi, Radu, dar spuneai mai devreme că și tu ești de părere că unii dintre colegii tăi sunt de umplutură. Dă-mi și mie două nume. El, Radu și cu Radu. Domnișoara, sunt cei care n-au relații în casa asta, adică... Adică și tu! Bravo! Bravo!
care nu vor să-și facă relații. Cine adică nu și tu! Bravo! Te-ai dat exemplu, Doamne, cât de inteligent ești! Bagă cuvinte în gură, bă, femeie, cât oprește, inteligent că nu te mai exemplu. Dai importantă că ai o relație. În primul rând, bă, omul, gestionează-ți tu cum trebuie și după aia mă da pe mine exemplu. Eu nu mă dau importantă că am o relație. Tu mai devreme ai dat exemplu de persoanele care nu au relație în casa asta și te-ai inclus și pe care tine, nu au și pentru că care tu nu-și relație care în casa nu asta. Care nu au și care nu-și doresc! E surdă! Nu-ți dorești! Ai avut ocazie să-ți faci și nu ți-ai făcut. Dacă îți doreai cu adevărat o relație, o aveai în momentul de față. Tocmai de asta, încă o dată, susțin faptul că ești de umplutură aici. Mă, eu trebuie să fac relații când consider tu. Nu, nu când consider eu. Când aveai ocazie. N-ai avut ocazie, ai avut ocazie. Bă, fii atent aici ca să spun. Dacă îmi fac o relație, mă gândesc înainte, bă, dacă o văd ca pe o viitoare mireasă, nu doar gagică, înțelegi? Dacă au eu nu o văd și o văd doar 4, ca pe o gagică, 5. Eu nu-mi fac relație. Au fost vreo 4-5. A, au fost, pe care gagici, puteai. Gagici. Da, da, da. Cu care puteai. Cu care mai da, nu le-am văzut, nu le-am văzut ca viitoare mame ale copiilor mei. Nu le-am văzut. Dacă nu le-am văzut, ce vrei să fac relație doar de emisiune, că vrei tu? Ca să am ce? Să am ce? Să mă laud la să mă laud la televizor ca o gagică. În emisiunea asta tu trebuie să fii doar de să mă laud femeia la televizor ca o gagică. Nu mă laud, că n-am de ce. Păi da, da. Băi, Radu, Codruț și Marinescu. De ce în ultima perioadă rivalitatea dintre voi este atât de mare? Ce s-a întâmplat? Dar eu sunt curioasă pe voi. Domnișoara Cristina. Da, Marinescu. Eu consider că el și-a schimbat atitudinea încă de aseară, în momentul în care a zis Alexandra, lasă că vorbim noi. În momentul în care a zis lasă că vorbim noi, nu știu ce i-a zis Alexandra lui Codruț și astăzi îl văd un pic schimbat ca atitudine. Domnișoara Cristina, da. În primul rând la aberații de astea totale, nu mai au parte. Dar nu s-a aberații. Stătul până păstă cap de ce poate să scoată omul ăsta pe gură. Ce aberații? Inclusiv azi n-aveam un fight direct cu el, aveam cu Maria și cu Amira la ce s-a întâmplat acolo, s-a solicitat el. Și ce? A încercat să intervină, nu l-a prea băgat în seamă și s-a mutat pe Alexandra. Așa. Și că stau fetele ca vuvuzelele acolo sus sau ce fac ele. Nu este nicio rivalitate, pur și simplu îl deranjează părerile mele, dacă nu pentru el, nu sunt bune pentru el sau îl deranjează orice că eu nu-l menajez în momentul în care el greșește. Da, cum a fost și cu faza cu Maria și ce am mai făcut ei cu Amira și eu am venit și am dat vina pe el pentru că de acolo a început toată treaba. L-a deranjat chestia asta. Eu trebuie să țin cu el ca ce? Ce? Auzi, Marinescu, o fi de vină schimbul acela de replici dintre tine și Alexandra în urma căruia noi cumva am înțeles că voi vă aveți la mână unul pe celălalt. Domnișoara Cristina, consider că Alexandra ieri i-a ținut un pic predică în momentul în care au ajuns amândoi acasă și i-a spus ceva la modul, băi, ți-am spus eu pentru a nu știu câte oară că Marinescu nu este așa cum încearcă să pară și vreau să te schimbi pentru mine, deoarece în ritmul ăsta eu nu mai pot să duc. Ce a avut, oarecum i-a dat de ales, domnișoara Stau Cristina, și Alexandra cu tine, și Marinescu, ca idee. Stau așa. Și vorbesc cu tine, eu consider că s-a întâmplat treaba asta acasă, dar tu nu ești în emisiune, n-ai fost în emisiune să vezi ce s-a întâmplat. Păi, Alexandra trebuie să-mi spună mie cine e Marinescu cu adevărat, că cunosc fiecare bucățică din tine. Păi îmi pare rău, dar tu voi sunteți persoane care a spus că vă consumați treburile în emisiune. Dar observ că Alexandra ține predisia acasă. În același timp, de fiecare dată mi-ai reproșat. Stai un pic. Tu pe bază ce vorbești acum? De fiecare dată mi-ai reproșat în felul următor. Marinescu nu intervine niciodată pentru Maria. Eu sunt Codruț și mi se pare normal că în momentul în care o relație trebuie să intervii pentru persoana iubită. Astăzi Marinescu a intervenit acolo. Nu, ești foarte deranjat de treaba asta. De ce? Tu acum vorbești pe invenții? Ai un sac de informații? Vorbești pe ceva bazat? Sau vorbești pe eu cu dacă? Auzi, iartă-mă pe mine. Eu pe invențiile tale nu mă stresesc, ca să știi. Iartă-mă pe mine, nu sunt invenții. Păi atent, tu cu mine nu dai din bax în tango. Probabil, auzi. Nu știu că în momentul în care ți-a ieșit Alexandra treaba aia, să te sune cu zâmbetul pe buze. Ha, iubirea mea, te iubesc, îmi place de tine, hai să fie totul bine. Nu, bă, fii atent aici. Eu pe aberațiile tale și pe dacă, eu nu vorbesc. Faci treaba asta cu cine vrei tu, cu Victor, cu ce mai faci acolo. Da, dar eu n-am cum să-ți iau parte ție la o prostie mai mare ca tine. Nu pot să fac treaba asta. A, dar partea la Alexandra ai luat, nu astea? Ce? Partea la Alexandra ai luat. Dar iau la cine, iau la continuare. Și în continuare. Ce? Și în continuare, nu? Ce? Ai vezi că îl bagă Alexandra, îl bagă pe Răducu. Că domne, că Răducu intervine. Și tu spui de acolo din spate. Da, domnișoara Cristina, toate persoanele din casa Puterea Dragostei. Bă, de ce rivalitatea asta între Codruț și Marinescu? Dar tot tu ziceai. Răducu și Alexandra. De ce rivalitatea asta între Codruț și Alexandru? Înțelegi întrebarea? Bun, și tu ai spus acolo, ai spus domnișoara Cristina. Domnișoara Cristina,
toate persoanele astea sunt, au ceva cu noi și au încercat să se bage între noi doi. Dar în același timp, tu spuneai de Alexandra că ea poftea pe toată lumea. Poftea pe toată lumea acolo, ești de bun cu mâna, cu mâna întinsă în relația voastră. Vorbești de Maria acum. Nu, vorbesc de Maria ai băgat cu babca. Maria ai băgat cu babca. Maria a băgat cu babca, cu toată lumea. Da, Alexandra l-a băgat pe Ronaldo. Deci că ieri și ieri. Și așa mai departe. Lasă vrăjeala că asta s-a întâmplat. În fiecare zi, în fiecare zi, sunt aceeași exemple. Eu am explicat. Dar de exemplu, de multe ori am spus eu. Ia, hai să facem așa. Conflictele Alexandrei. Asta este ce nu te-ai băgat când vorbea cu... Maria, stai puțin. Cu cine vorbești? Cu cine? Cu cine vorbești? Cu toată cu Codruț. Bun. Maria și Codruț, după care Alexandra, vă rog. Hai, zi. Zic, astăzi, de ce nu te-ai băgat? Tu stai și afirmi mereu că tu te bagi mereu când e vorba de Alexandra, că e iubita ta și că nu știu ce. Dar când e vorba de Radu, nu te-ai băgat. M-am băgat mereu. Asta-i... Ba nu, nu te-ai băgat. Astăzi ai trecut și niciodată nu zici nimic. Marinescu, explică-mi tu, măcar tu mai... Ce bărbați invita Alexandra în relația ei? Sau în viața ei? Romeo, Ronaldo. Cristina. Cred că, nu știu, au fost vreo 10, dacă stau eu bine să-i înșerpă numai pe... Mamă, ce vrăjeală! Mai mult decât atât, domnișoara Cristina, ce credeți? Și nici o persoană din mediul online a invitat-o, domnișoara Cristina, a acceptat de la ea roadele și tot așa. Ce roade, măi? Ce roade, domnișoara Cristina, brățărică la picioruș... floricele, o să le port tablouașul. Apropo, Alexandra, nu te-am întrebat niciodată. Tabloul. Eu cred că pus în camera de hotel. Alexandra, hai să rugăm pe Jamber să dea cadru pe gleznele fetei ca să te bucuri și pe tine pe ziua de azi și să verificăm dacă are brățărică. Doamna Cristina. Nu ne uităm. Eu cred că a fost un apropo ăsta din partea lui Marinescu ca să-mi pună și mie glezne, ca să-mi pun și eu brățară la glezne ca Mira, când a auzit că îi place să vadă fetele cu gleznele cu brățară la glezne, ce a zis că poate o împing și pe Alexandra să facă la fel. Nu ne place. Că nu sunt Amira să-mi pun brățară. Nu ne place că n-ai călcâi, ai călcâiul turc. Stai cu minte. Auzi, dar nu-ți mai mușca buzele că te ceartă Maria. Domnișoara Cristina, nu mi le mușc. Nu-l cert. Nu? Nu. Arivează, dar. Bine, mușcă-ți-ne în continuare. Îi zic lui Jamber să mai dau un cadru. Poți să-l cert, de ce te uiți, mă? De ce-ți mușc, mă, buzele? Ce ai? Păi așa ești tu naturală, Maria. Nu juca un rol. Dar nu și la Alexandra, îmi pare rău. Adevărat, uite-te. Ia uite ce piciorușe frumoase. Da. Brățărica nu e, Marinescu, deci, prin urmare fata n-a primit nimic. Nu am brățară, domnișoara Cristina. Nu. Marinescu a rămas așa. Nu, bă, că nu-mi plac cremvuștii de pleșcoi. Ia termină. Termină. Cremvuștii polonezi, așa, da. Ia uite, Marinescu, visul tău suprem. Păi uitați-vă ce... Adevărat. Silueta aici. Da. Unde duci? Iar cum mai... Ia arată-mi și mie că eu n-am văzut. Ia mă arată. Reconstituire, ia. Nu s-a dat pe degete. Ia. Ia. Cu limba, cu limba, cu limba pe degete. Cu limba pe degete. Ce frumos, măi Marinescu. Bun, bine. Dacă tot v-ați mai liniștit, fetelor, nu mai țipați, vă rog. Dar totuși, aș vrea să vă rog din suflet să mă faceți să înțeleg o dată pentru totdeauna ce aveți voi de împărțit. Ce? Domnișoara Cristina, nu avem nimic de împărțit. Nu. Eu vorbeam cu Codruț. Efectiv, el a spus mai devreme că eu invit bărbații în relația mea. Și eu, la rândul meu, i-am adus exemple cum iubita lui a invitat bărbații în relația lui. Domnișoara Cristina, și a invitat Alexandra, pentru că nu vorbeam cu ea efectiv, vorbeam cu Codruț, s-a simțit și a început să dădea mine, pentru că nu-i convine ce vorbesc. Și vreau să vă zic încă ceva. Da, de... din cauza asta Alexandra vorbește peste mine, pentru că crede că dacă țipă, nu se va înțelege ce spun eu. Și îmi cer scuze de la telespectatori, din cauza asta țip și eu, dragii mei, ca să mă puteți auzi. Domnișoara Cristina, ce este în felul următor? Că în momentul în care Maria era cu Radu în casa băieților, tot despre Alexandra discutat și tot sunt legate de Alexandra, dar cum se face? Ia, spate că eu mă simt și intervin. Atâta timp cât tu îmi pronunți numele, mă dai exemplu în diferite situații, vorbești de mine, vorbești la adresa mea, aștepți ca eu să nu intervin și plus de asta încă un exemplu. Radu, ce Radu? Ce? Radu, ce voi dați și ea? Ați atins să intervină în momentul în care eu am cu Radu. Cum se face că eu mă auz pe ea? Domnișoara Cristina, n-are dreptate. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube.
Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.